Mă bucur că suntem astăzi împreună. Într-o ultimă conferință de presă pe care o țin la partid în această postură. Așa cum probabil știți, în urma alegerii în funcția de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, a mea acolo, am decis să mă retrag din funcția de președinte al Partidului Democrat Liberal. O decizie care trebuie să recunosc că este o decizie pe care am luat-o foarte greu, având în vedere perioada foarte lungă și lucrurile care m-au legat, activitatea care m-a legat în toată această perioadă de 15 ani de activitatea în această organizație. Sigur că cei 15 ani pe care am desfășurat în această organizație în calitate de președinte a fost o perioadă cu multe realizări spectaculoase, cu lucruri de care sunt mândru realmente că le-am realizat împreună cu această echipă. Aș putea să spun chiar cu o lipsă de modestie că realizările pe care le-a avut organizația PDL Arad în ultimii 8 ani de zile sunt realizări greu de egalat de orice altă formațiune politică. Toată această activitate a echipei și-a pus amprenta asupra nivelului dezvoltării economice, politice și administrative a Aradului la nivel național. A fost un exemplu pentru foarte multe administrații naționale, pentru foarte multe organizații, activitatea pe care am desfășurat-o aici. Și sigur că îmi doresc și în viitor această organizație să aibă aceleași rezultate. E un moment în viață pe care trebuie să-l luăm cu toții. Sunt convins că organizația județeană, așa cum este structurată și organizată în acest moment, își va desemna o echipă care să o conducă pentru a obține rezultate la fel de remarcabile la nivel local și național. Aș vrea să fac un scurt istoric al ceea ce s-a întâmplat în toată această perioadă de 15 ani, pentru că e important, cred, și pentru a transmite acest mesaj colegilor care vor prelua în acest an coordonarea și conducerea organizației. Am plecat de la un procent de 7%, cu un număr infim de membri în organizație, și am ajuns la un procent de peste 50%, chiar într-o perioadă de criză, cum a fost perioada alegerilor din 2012, ne-am situat pe primul loc pe țară, cu un rezultat dublu față de media obținută de partid la nivel național. De asemenea, rezultatele la nivelul administrației sunt cele pe care le cunoașteți și le-ați văzut cu toții și care sunt apreciate de marea majoritate a competitorilor noștri. Sunt rezultate pe care îmi doresc să le obțină și noua conducere pe care va fi aleasă în vara acestui an. Acum, ca procedură, aș vrea să vă spun că mă retrag din funcția de președinte, dar voi coordona alegerile pentru a avea garanția că vor fi alegeri corecte la nivelul organizației. În cadrul biroului permanent județean de astăzi va fi ales un președinte interimar care se va ocupa de relația cu conducerea centrală. Voi demara, în conformitate cu hotărârile colegiului rector, ultima ședință a colegiului director, alegerile toate organizațiile din județ. Și sperăm că la sfârșitul acestei luni, probabil în luna septembrie, vor avea loc alegeri la nivel organizației pentru designarea președintelui organizației județene. Au trecut 15 ani în care
Sigur, am făcut lucruri bune, probabil și greșeli, dar așa cum spunea Einstein, numai cine nu încearcă să facă ceva în viață, nu greșește. Sper că și de acum încolo, în noua postură pe care o am la nivelul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, să reușesc să am rezultatele pe care mi le doresc și pe care mi le-am propus în această activitate. Aș vrea să vă spun încă o dată că funcția de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură nu este incompatibilă cu apartenența la un partid politic. Am luat această decizie pentru a da posibilitatea unei noi structuri, a unei noi generații la nivelul organizației de a prelua conducerea și pentru a întări organizațiile din teritoriu și respectiv organizația la nivel județean. Sunt convins că așa cum este structurat partidul în acest moment, își va alege o conducere puternică și care să rămână la aceleași rezultate pe care le-am avut și până acum. Asta este lucrul pe care am vrut să vi-l transmit. Dacă sunt întrebări, aștept întrebări. Vreți rămâne în partid? Da, sigur. Biroul Permanent Național a fost de acord ca PPJ-ul să-și aleagă un primar. În acest moment, în regulamentul de funcționare al Partidului Democrat Liberal după noul statut, nu este stipulată modalitatea de nominalizare a președintelui interimar. În acest moment va rămâne la latitudinea biroului permanent modalitatea în care își va desemna în ședința de astăzi conducerea interimară. Ăsta este și motivul pentru care am spus că voi superviza aceste alegeri pentru a avea garanția că vor fi niște alegeri corecte la nivelul până vor fi alegerile la nivelul biroului permanent. Dar PPD-ul a fost măcar înștiințat. Da, sigur. Da. Aveți suspiciuni că nu s-ar organiza alegeri corecte? Nu, nu am niciun fel de suspiciune legat de acest lucru, dar cred că sunt cel mai în măsură să am obiectivitatea necesară susținerii unei modalități de alegere corecte la nivelul. Nu voi avea decizia, voi superviza în condițiile în care consider că sunt lucruri care nu funcționează corect în aceste alegeri. Nu, n-am avut niciodată probleme de acest gen. Aveți informații că este o luptă acelor pentru șefia PDL? Întotdeauna a fost o luptă pentru... Întotdeauna, așa cum se spune, puterea se câștigă, nu se dă. De data asta eu am dat puterea organizației ca să-și aleagă un conducător și sunt convins că îmi doresc o competiție corectă. Până când se poate prelungi... Câți candidați sunt? Poftim? Se știe câți candidați sunt? Nu, în acest moment nu se știe. Ca să fiu sincer, dacă toată lumea bănuia că o să mă retrag din această funcție, nu astfel de spune care ați aflat oficial. Până când se poate prelungi interimatul acesta? Alegerile conform hotărârii colegiului director trebuie încheiate la 1 decembrie. Noi ne dorim și o să propun acest lucru biroului permanent județean să finalizăm aceste alegeri în cursul lunii septembrie. Pe cine l-ați vedea în funcție pentru care se ține la fel de unit cu PDL-ul în Arad? Să fiu foarte sincer, toți colegii pe care i-am sunt buni și au avut activitate foarte bună la nivelul organizației și la nivel politic. Să nu uitați un lucru. Toți au fost promovați de mine. Dar nu o să fie decât unul care se va. Sigur. Asta va decide biroul permanent județean. Pe cine susține dumneavoastră? Poftim? Pe cine susține? Eu îi susțin pe toți. Poate, sincer, nu-mi permit și vă spun și de ce. Însă și ideea de a face astăzi o nominalizare înseamnă că îi creez avantaje uneia dintre candidați. Îmi doresc să câștige cel mai bun și cum întotdeauna alegerile în partid la noi au fost alegeri care nu au creat suspiciun. Sunt convins că și de această dată va fi ales cel mai bun. Credeți că va candida? Da, cred că va candida. Probabil va candida inclusiv domnul Ioțcu. E posibil să candide și domnul Ioțcu. La fel de bun este domnul Cionca, domnul Igaș. Cel mai mare șanse credeți că le are domnul Falcă? Nu pot să mă pronunț. Nu pot să mă pronunț. Foarte sincer, am spus nu. Vreau să las
la latitudinea organizației să-l aleagă pe cel mai bun. Și sunt convins fiecare prin programul pe care și îl va prezenta, prin activitate, acțiunile pe care le vor desfășura, prin susținerea pe care reușesc să o obțină din partea organizațiilor, vor alege pe cel mai bun. Cum ați încercat să preveniți o divizare a filiale? Dacă vor fi cel puțin două statele, se prevăd deja. Ăsta este motivul pentru care am spus că rămân să supervizez aceste alegeri. Tocmai pentru a elimina din start orice tentativă de divizare. Este puțin probabil să se întâmple așa ceva, având în vedere că inclusiv la nivel național și probabil că dumneavoastră, prin informațiile pe care le aveți, ar trebui să știți deja că inclusiv la nivel central, partidul începe să se adune la matcă și să se creeze premizele unei forțe de dreapta foarte puternice în jurul Partidului Democratic. Se știe clar că sunt două tabere, tabăra Falcă și tabăra Ica. Cum credeți că se vor înțelege? Până la nu sunt două tabere, sunt două curente. Două curente de opinii. Niciodată tabere nu au fost. Și e normal și e corect să fie așa. Adică atâta timp cât am avea toți. Așa pot să spun că a fost tabăra secului și restul lumii, pentru că totdeauna am avut. Da. Și cu toate astea am reușit să mă păstrez în această poziție și funcție fără să am probleme. Am spus întotdeauna. Aceste polemici și toate aceste dispute trebuie duse în interiorul partidului și eu chiar am promovat aceste discuții în interiorul partidului, nu în afară. Și asta ați observat și noastră, că au mai scăpat doar în perioada campaniilor electorale, așa câteodată pe lângă, dar în general am avut aceste discuții în interiorul partidului și foarte corect aici. Dar ce mai pe PJ-ul? Acum. După, sigur. Aveți de vot? Sigur, încă da. Sunt și la Arad potențial viitor membru al Mișcării Populare. Nu am cunoștință și nici nu știu să... Deci acest aspect pot să vă spun clar că n-au fost discutat. Nici măcar în culise în interiorul partidului. V-am spus încă o dată. Organizația este una foarte închegată și foarte puternică. Și poate... și prin intermediul dumneavoastră pot să transmit un mesaj clar. Va rămâne puternic atâta timp cât va fi unită și vor rămâne într-o echipă. Atunci când echipa se va sparge, clar că nu vor mai avea forța și puterea pe care o are. Pe lângă subiect, dacă a spus vreodată victima vreunui șantaj mediatic, că tot e la mod acum cu arestarea șefului antenelor de la București? Niciodată. Niciodată. Din dacă s-a încercat vreodată? Nu. Mai ales când ați fost vicepremier. Nu. Categoric. Deci, probabil am știut întotdeauna să evit momente în care să pot fi șantajat de atitudinea unor oameni din acest. Dar de șantajul mediatic și de situația ce se întâmplă acum la București, ce spune? Eu mă bucur că sunt scoase la iveală aceste șantaje. Dacă ele există, trebuie să categoric eliminate și este, dacă e ceva de apreciat, e faptul că ele sunt în sfârșit scoase la iveală. Asta înseamnă că au existat și trebuie să eliminate. Este o luptă a trusturilor media. Da, categoric. Pentru că trusturile media sunt, de fapt, societăți comerciale care, ca orice societate comercială, încearcă să obține cât mai mult profit și cât mai multă influență. Avea DNA o competență să intervină între două societăți comerciale private? Nu cunosc detaliile acestui conflict și acestui dosar. De-aia nu mă pot pronunța. Dar atâta timp cât DNA-ul s-a implicat, mă gândesc că a făcut o îndeplină legalitate. Eu vă mulțumesc mult!